După aflarea rezultatelor repartizării computerizate, elevii au mers astăzi la liceele la care au intrat să completeze fișele de înscriere. Din cei 4.912 elevi din Argeș, 4.901 au fost repartizați. Dintre aceștia, 4.789 sunt din județ și 123 din alte județe. La ce profil? Matematică informatică. A fost prima opțiune pe care ai scris-o? În... A fost a treia. Prima a fost matematică informatică biling. De ce crezi că n-ai intrat la prima? Au crescut foarte mult mediile, dar nu regret. Prefer mai mult aici decât la prima opțiune, că mi se pare mai greu acolo. N-ai de gând să te transferi? Nu. A fost prima opțiune? Nu, a doua. De ce crezi că n-ai intrat la prima? Pentru că nu am avut media necesară. Vrei să te transferi? Nu. Vei rămâne la profilul acesta? Da, voi rămâne la profilul acesta. Cum crezi că va fi la liceu? Nu știu, diferit oricum față de gimnaziu. La ce profil ai intrat? Mate Info. Ești mulțumită că ai intrat la... Da, sunt foarte mulțumită. A fost prima opțiune? Da, prima. Când ai aflat rezultat? Ieri. Și te-ai bucurat? Foarte mult. Ce medie ai avut? 9,49. Te așteptai să intri la... Da. De ce Brătianu și nu alt liceu? Deoarece este cel mai bun din Argeș și aici chiar se învață. Crezi că o să fie mai greu la liceu decât la generală? Poate. Matematică informatică. A fost prima opțiune pe care ai trecut-o da. În formular? Da. Ce medie ai avut? 9,51. Să înțeleg că te așteptai să intri la prima opțiune cu media asta. Nu mă așteptam, că am fost pe locul 700 și ceva pe județ. De ce Brătianu și nu al liceu? Am înțeles că ar fi cel mai bun din Pitești. Crezi că o să fie mai greu la liceu decât în școala generală? Probabil că da, dar dacă voi învăța lecțiile, cred că mă voi descurca. Au rămas nerepartizați la nivelul județului 11 elevi. Se pare că nu au trecut în cererea de înscriere suficiente opțiuni. Au însă o a doua șansă. Pot participa la cea de-a doua etapă de admitere la liceu, care a debutat astăzi. Vor afla rezultatele pe 25 iulie.